E o temă foarte generoasă. Dacă nu o știți, vă spun eu acum, cultura în vremuri de pandemie. Am stat foarte mult să mă gândesc ce aș putea să abordez la o asemenea temă care ne vizează pe toți, pentru că până la urmă tot înseamnă cultură. Chiar și modul nostru de a ne comporta pe stradă înseamnă tot un model cultural. Și atunci asigur că toată lumea va fi de acord cu mine că modelul cultural s-a schimbat. Și din păcate s-a schimbat dramatic, pentru că trăim niște vremuri dramatice. Scriam pentru un volum care a apărut la Cluj ce a însemnat perioada pentru o instituție de cultură, cum este Biblioteca Județeană de Nicu Golescu Argeș, pentru că au fost două etape în care a trecut toată lumea, vorbesc de instituțiile de cultură și nu numai. Stare de urgență și stare de alertă, sigur, cu deschiderea care a însemnat trecerea la o nouă etapă care înseamnă stare de alertă și pe care toată lumea o cunoaște. Nu știu dacă ați intrat vreodată într-o bibliotecă care este pustie, în care nu se mai mișcă nimic, în care cărțile rămân în rafturi, în care ușile nu se mai deschid. Foarte mulți dintre dumneavoastră poate cunosc holul Bibliotecii Județene și știu ce se întâmplă de obicei acolo, adică biblioteca văzută ca o instituție vie. Ei, eu am trecut și prin perioada asta, este o perioadă foarte stranie, pentru că ne-am dat seama că suntem foarte legați de oameni. Și asta cred că au simțit-o toți colegii mei din instituțiile de cultură, pentru că lucrurile n-au mai fost la fel. Parcă nu mai aveam motivația de a activa într-un domeniu pe care îl iubim și la care ținem foarte mult. Și atunci a trebuit să ne repliem un pic și să începem să gândim un program, pentru că era o perioadă care pur și simplu putea foarte ușor să fie pierdută. Ce puteam face într-o stare de urgență în care cheia era trasă, nu mai aveam posibilitatea să comunicăm cu cei care intrau până atunci în bibliotecă. Și atunci am avut două variante, dacă vreți, pe care le-am discutat cu colegii mei și am ajuns la concluzia că o parte este să transcedem o parte dintre evenimentele pe care le avem și din informația pe care o avem în mediul online, ceea ce faceți și voi și a încercat să facă toată lumea, iar pe partea cealaltă am încercat să rezolvăm în bibliotecă și cred că și asta ați făcut-o și voi, care privesc chestiuni cotidiene, ca să spun așa, chestiuni de infrastructură. De la a zugrăvi niște spații, lucruri care erau mult mai greu de făcut în momentul în care intră 400-500 de persoane pe zi într-o instituție. Lucru pe care l-am și realizat în condițiile în care, sigur că prelucrarea informațională a mers mai departe, achiziția de carte a mers mai departe și relația noastră cu instituțiile de cultură, cu colegii noștri, a mers mai departe. Perioada de relaxare care a urmat, sigur că ne-a găsit, dintr-un punct de vedere, foarte bine pregătiți, pentru că știam deja ce avem de făcut și mai mult decât atât, ne-a dat niște repere de dezvoltare într-o societate în care modelul cultural, dacă vrei, s-a schimbat. Să dea Dumnezeu să revenim la o normalitate normală, să spun, cu care eram toți obișnuiți. Oricum există și varianta online. Dar pe partea cealaltă trebuie să ne gândim un pic, suplinește online-ul tot ceea ce însemna normalitate? Evident că răspunsul este nu. Și atunci trebuie să ne repliem un pic și trebuie să ne dăm seama mai bine de felul în care ar trebui puse în continuare, în practică, funcțiile unei instituții de cultură. De fapt, care este menirea noastră? Ce înseamnă cultura, care, din punctul meu de vedere, este o posibilitate de a evada, este o posibilitate de a continua să te educi și să te formezi într-o lume care nu mai arată așa cum arăta
acum un an, de exemplu, pentru că dacă ne-am fi gândit fiecare dintre noi, sigur nu anticipa nimeni o asemenea schimbare. Până la urmă trebuie să le dăm posibilitatea oamenilor din jurul nostru să aibă posibilitatea, nu este o repetare întâmplătoare, posibilitatea să se transceadă într-un mediu la care nu poate avea acces altfel. Până la urmă, pandemia, dincolo de lucrurile reale, a însemnat și o supralicitare, din punctul meu de vedere, a ce? La niște sentimente care nu sunt atât de benefice, evident. Și asta înseamnă incertitudine, asta înseamnă teamă, frică. Și dacă vreți, spre surprinderea mea, poate o parte dintre oameni a scos la lumină lucruri care nu trebuia să iasă de acolo. Eu mă gândeam în gândurile mele utopice că într-o asemenea situație solidaritatea, toleranța, capacitatea de a-i ajuta pe ceilalți vor deveni calități absolut remarcabile și umane. Din păcate nu se întâmplă peste tot și nu întotdeauna. Și atunci cred că rolul instituțiilor noastre de cultură este în primul rând chestiunea de comunicare, care este fundamental. Cu lipsurile online-ului, fără doar și poate. Dar încercăm în continuare să comunicăm, încercăm să le oferim oamenilor o altă viziune, o altă lumină, mai multă liniște, mai multă înțelegere a unor evenimente care se întâmplă și care până la urmă duc, să știți, la un haos pe care eu l-am perceput, haos informațional și incapacitatea unora dintre noi de a ne raporta la o informație validă, adevărată, la capacitatea noastră de a selecta o anumită informație. Iată că instituțiile de cultură, din punctul meu de vedere, indiferent că se numește centru cultural, că se numește bibliotecă, că se numește model, are în primul rând, cel puțin din punctul meu de vedere, funcția de a oferi omului o informație certă. Eu cred că asta este prima funcție pe care noi trebuie să o avem în vedere și cred că voi o realizați cu brio, din câte știu eu și din câte sunt informați. Asta încercăm și noi, asta încercă și celelalte instituții de cultură. Pentru că până la urmă, cultura, ca și alte domenii, sunt, din păcate, la ora actuală într-o zonă turbulentă, ca să mă exprim destul de elegant. Și atunci oamenii caută repere, oamenii caută un sens. Pentru că în momentul în care aprinzi televizoarele, dacă stai o zi, cum să spun eu, și te uiți, sentimentele sunt nu numai contradictorii, au și niște efecte fiziologice pur și simplu devastatoare. Eu am cunoscut oameni care au, teama este pe primul loc, este paralizantă pur și simplu. Și atunci poate că o informație exactă și coerentă poate ajuta oamenii să se orienteze într-un mediu care a devenit foarte ostil. Asta este realitatea. Dincolo de chestiunea asta, domnule, avem un viitor viabil. Se întrevede luminița de la capătul tunelului până la urmă. Pentru că eu am văzut și comportamente de genul acesta. Domnule, lumea nu mai are niciun fel de repere, fiecare se descurcă cum poate. Asta este și o problemă de educație și de formație, dacă vrei. Unul din scopurile noastre, care este, după părerea mea, absolut remarcabil, vorbesc de instituțiile de cultură, este educația și formația. Și aici ar trebui să avem, în primul rând, în vedere tinerile generații, care sunt un pic debusolate, care au așteptări la viața asta mult mai de perspectivă cum le avem noi. Și atunci, până la urmă, prin ceea ce facem noi, cred că încercăm să punem o cărămidă la ceea ce înseamnă orientarea într-o lume care nu va mai fi la fel.
Dincolo de toate aspecte, eu cred că ar trebui să fim mult mai atenți la fenomenul cultural și aici vorbesc de la factori decizionali până la modul nostru de a ne orienta și de a ne adapta, dacă vrei, la un mediu social, economic, care este într-o schimbare dramatică. Până la urmă, omul are nevoie de o evadare din lumea asta, cred că mă repet, și trebuie să aibă în continuare acces la experiența umană, dacă vrei, la modul de a forma caractere, de a forma personalități și de a crea un sens al acestei lumi. Uitați-vă, toată lumea, nu este vorba numai de România, pentru că se bate foarte multă modelă, că în România nu știu ce se întâmplă, că nu știu cum se face și mai... Întreaga omenire este într-o criză care încă n-a fost studiată așa cum trebuie, cel puțin asta este opinia mea. Este o criză morală, este o criză de sens. Ori lucrurile aici, sau o parte din ele, ar putea fi rezolvate prin un sistem cultural și educațional foarte performant. Până la urmă, dacă vreți, din punctul meu de vedere, chestiunile de securitate și siguranță națională le putem enumera foarte clar, dincolo de ceea ce înseamnă umbrela de securitate a României. Știți care sunt? Sănătate, educație, cultură. Fără cei trei piloni, nu putem construi un proiect de țară care să ne ducă mai departe. Pentru că un asemenea proiect care, din punctul meu de vedere, este în construcție, nu există un proiect de țară foarte clar, înseamnă solidarizarea în jurul unui proiect național. În momentul în care o să realizăm această solidaritate care ne lipsește acum, vom construi sau vom putea construi în cunoștință de cauză. Deci fără cele trei repere, națiunea română, și aici sunt niște discuții dacă mai suntem o națiune sau nu, dar nu intrăm, poate că este o temă de emisiune ulterioară, nu putem merge mai departe cu un popor bolnav, cu un popor needucat și cu un popor, cum să spun eu, necultural, nu putem merge mai departe, indiferent cât de bine intenționați am fi. De aceea cultura în pandemie este un subiect foarte important, este poate la fel de important sau mai important decât chestiunile economice, decât chestiunile sociale, pentru că până la urmă cultura este și va fi liantul care poate aduce la aceeași masă ceea ce înseamnă un sistem social. Eu cred că într-o asemenea perioadă, care încă o dată spun, este dramatică din foarte multe puncte de vedere, cultura, educația, formația sunt elementele care pot trasa o linie foarte sănătoasă de ieșire din acest impas. Hai să zicem, primul rând, medical. Da? Sunt foarte multe lucruri. Vorbeam de formație și de educație. Sunt foarte multe lucruri pe care oamenii nu le cunosc, pur și simplu. De aici și neînțelegerea unor decizii, de aici și neînțelegerea unor sisteme sociale care trebuie să funcționeze. Și aici aș putea da un exemplu absolut edificator. Domnule, de la funcționarea bibliotecii județene până la funcționarea centrului cultural al municipiului Pitești. De aici până la funcționarea Consiliului Municipal sau Consiliului Județean. Care sunt atribuțiunile? Ce rezolvă, de fapt, aceste instituții care, până la urmă, trebuie să ne deservească pe noi, pentru că noi suntem aleși, în fond, ai celor care ne-au votat sau celor care ne-au pus într-o anumită funcție. Dacă o să facem o asemenea investigație pe stradă, o să vedem că foarte mulți sunt în necunoștință de cauză. Și de aici niște ambiguități de informare,
de acceptarea unor decizii și așa mai departe. Până la urmă, ce înseamnă un sistem juridic, ce înseamnă un sistem social, care sunt subsistemele unui asemenea sistem. Cum mai ați vrea să denume o chestie? Chestie de educație civică, nu? Poate că sună aiurea. E un concept pe care unii îl consideră nu știu cum. Putem da alt nume. Ei, ceea ce vreau eu să vă spun și v-am dat un singur exemplu, chestiuni de genul ăsta trebuie să devină atributele noastre. Și noi, și voi, și alte instituții de cultură trebuie să-și propună niște sisteme educaționale, cum să spun eu, care să aducă o anumită educație. Pentru că lucrurile trebuie să fie continue din acest punct de vedere, nu de Crăciun și de Paște. Nu. Trebuie să avem proiecte care trebuie derulate în continuare, la care factorii de socializare cei mai importanti din România, și aici vă dau câteva repere, da? Păi care sunt factorii de socializare din România cei mai importanti? Familia, școala și, de ce nu, instituțiile de cultură. Ei, tot acest sistem va duce la o lume foarte bine informată, care știe cum funcționează un sistem social și pe baza acestei înțelegeri, dacă vreți, acestei cunoașteri. Așa, putem construi în continuare. Deocamdată, după părerea mea, avem probleme și la nivel informațional. Bun, transmiți informație. Asta, la ora de, în piața Vasile Mirea, au apărut 5 crocodili. Da. Să știți că o parte dintre oameni vor crede lucrul ăsta. Vor crede, pur și simplu. Da? Informația nu înseamnă cunoaștere. Și aici avem o ambiguitate. Aici avem o ambiguitate. Ori cunoașterea este atributul nostru. Al instituțiilor de cultură, al instituțiilor de învățământ și așa mai departe. Pentru că fără o cunoaștere de genul ăsta, avem probleme de înțelegere a democrației, că tot vorbim noi de democrație așa și de fapt rămâne un concept suspendat, o înțelegere a modului de a funcționa unei societăți și avem o problemă în a înțelege că numai împreună putem realiza o dezvoltare a României și mai mult decât atâta o să avem o înțelegere a identității naționale și a interesului național. Poate că sunt cuvinte care vi se par un pic exacerbate, dar până la urmă România înseamnă o identitate, o identitate culturală în primul rând, pe care trebuie să o definim foarte clar și înseamnă, dacă vreți, o voce distinctă și foarte puternică din punctul meu de vedere în conceptul european. Se tot discută ce ați văzut, pentru că fac o paranteză acum, hai să facem o mică paranteză, despre globalizare. Unii sunt de acord, alții nu sunt de acord. Nimeni nu înțelege, de fapt, pentru că nu cunosc lucrurile acestea, așa. Uniunea Europeană nu cere globalizare în sensul românul egal francez, englez, nu știu, suedez, de exemplu, că tot se vehiculează țările acestea. Noi avem o matrice culturală. Genetic o avem. Nu o să fim niciodată. Din acest punct de vedere, poate că n-ar fi de interes ca noi împreună să propunem niște modele românești. Și le avem, să știți. Le avem, sunt lângă noi. Nu știu dacă mulți dintre dumneavoastră știți. Ice Petrescu, care a fost unul dintre cei mai mari pedagogi pe care i-a avut țara românească, așa, lucrarea lui de doctorat se intitulează Școala Activă. Ca să vă dau așa un exemplu. Ce credeți că, cum vede el dezvoltarea comunităților acolo? El vede niște centre de influență, cum ar fi județul Argeș, da? Ce înseamnă centru de influență? Hai să vă dau două exemple. Mozăceni, de exemplu, în sud, și Domnești, în nord. Ce înseamnă centre de influență? Comunități care deja au foarte multe elemente de urban. Ce înseamnă? Liceu,
sediu de bancă, adică în comunitate există tot ceea ce trebuie pentru dezvoltarea comunității. Ei, în jurul acestor centre de influență se dezvoltă toată zona, cum se zice, în zona limitrofă. Nu credeți că este un model de luat în seamă? Pentru că în ceea ce privește înțelegerea acestui fenomen, nu sunt chestiuni politice, sunt chestiuni sociale, ce vă spun eu. Avem două variante. Sau mergem pe chestiunea care mie mi se pare utopică de dezvoltare de avalma, adică noi toți suntem, vom fi super, super dezvoltați. Nu se poate, pentru că decalajele în România, din punct de vedere social, cultural, economic, între comunități, sunt uriași. Și atunci ai varianta aceasta de a dezvolta în continuare lucrurile care sunt foarte serioase și care au un anumit standard, care să preia, dacă vreți, să preia anumite problematici pentru o zonă limitrofă. Și o să-mi spuneți acum, bine, bine, dar ce treabă are chestiunea asta cu ce discutăm noi acum? Păi uitați-vă că acum au ieșit la iveală în situații de criză de genul acesta decalajele astea uriașe. Acum au ieșit la iveală. Că ne-am trezit că n-avem dispensar nu știu unde, că n-avem spital nu știu unde, că școlile sunt nu știu cum și așa mai departe, pentru că dacă o să observați ce s-a întâmplat în ultimii ani, din toată ecuația, dacă vreți, statistică, prea puțin se pune în evidență mediul rural românesc, care în foarte multe locuri este absolut subdezvoltat, ca să mă exprim elegant, și în care trăiește la ora asta aproape 50%, dragii mei, din populația României. Este uriaș, foarte mult. Este foarte mult. Și atunci noi ar trebui să încercăm să reducem aceste chestiuni care sunt lucruri de sănătate publică, probleme culturale, probleme sociale. Haideți să încercăm să le gândim împreună. Și eu aș zice că fiecare personalitate de decizie din țara asta ar trebui ca în spatele lui să aibă o echipă de experți. Pentru că nu ne putem pricepe la toate, nici nu este nevoie. Ce exemplu vă dau? Ministerul Educației din Finlanda. Finlanda este considerat cel mai performant sistem educațional din lume la ora asta. Acolo au în spatele ministrului educației un fel de sfat al bătrânilor. În ce sens sfat al bătrânilor? Oameni care sunt foarte competenți pe domeniul educațional și care vin cu proiecte. Ministrul nu face decât să discute aceste chestiuni și să-și pună parafa. Deci dacă nu vom înțelege că avem o materie cenușie extraordinară și în cultură, și în mediu economic, și în social, care trebuie puși la treabă, pur și simplu. Să scăpăm de niște marote. Domnule, cum iese omul la pensie? Nu ne mai interesează. Domnule, materie cenușie. Cum să vă spun? Deci dacă omul ăla este valid, folosește-i creierul. Stephen Hawking a stat într-un cărucior cu roiotile 50 de ani. Asta nu l-a împiedicat să fie o minte genială. A murit la 76 de ani. Ce exemplu să vă mai dau? Președintele onorific al Asociației Psihologilor din Statele Unite, care e cea mai puternică din lume, așa. A venit la Cluj la un congres internațional în scaunul cu rotile, la 90 de ani. Adică vreți să-mi spuneți că în România un academician trebuie să iasă la 70 de ani, un academician iese când iese cu picioarele înainte. Atunci este. Deci dacă nu vom ști să preluăm, și aici poate că pot să spun că ești acolo, Carmen. Și aici trebuie să ne gândim un pic împreună. Bine, noi am mai reușit câte ceva din punctul ăsta de vedere. Eu am avut o experiență la bibliotecă, eu tot fac paranteze genul ăsta, dar totul vine în sistemul ăsta. Am făcut niște cursuri de-astea de IT pentru pensionari.
Și eu, ăsta e obiceiul de atâtea ani și zeci de ani de zile, bineînțeles că m-am dus, am mai stat de vorbă, na, ne cunoaștem și cunosc atâta lume în Pitești ăsta. Atunci nu știu cum mi-a venit mie așa, zic, era oameni peste 70 de ani. Dom'le, dacă o pasiune formidabilă, vă spun. Așa. Zic, ce părere aveți? Zic, uite, la noi mai vin copii, am vrea să-i mai supravegheze, cineva a dorit să veniți să faceți lucrul ăsta? Dom'le, a fost, cum să, am avut o, și eu am avut o revelație. Dom'le, am văzut atâta bucurie la oamenii ăia și vă dați seama ce relație există între, cum să zic, nepot și bunic, relații speciale. Haideți să folosim totuși oamenii ăștia care de foarte multe ori se simt inutili. Și în domeniul literar este același lucru, știm foarte bine amândoi și știu instituțiile de cultură. Eu aș vrea să ținem oamenii aproape pentru, numai pentru o comunicare de genul ăsta autentică, putem să scoatem țara asta într-o situație care este foarte dificilă și o să vedeți repercusiunile mai târziu, pentru că la nivel psihologic sunt, vor fi repercusiuni mult mai grave decât chestiunea asta, să încercăm să fim din ce în ce mai prosocial, pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt absolut singuri, chiar dacă comunică online. Să fim un pic mai receptivi, să fim puțin mai apropiați. Să înțelegem că, până la urmă, numai împreună putem reuși. O societate care este în derivă, o societate care nu reușește să-și găsească drumul, evident că ne afectează și pe noi. Evident că afectează copiii care vin după noi. Ori asta este o pierdere formidabilă și eu stau și mă gândesc foarte serios dacă putem recupera ce s-a pierdut la nivel educațional, de exemplu. Și atunci eu cred că după ce lucrurile se vor mai liniști din punct de vedere medical, o să avem foarte mult de lucru. Eu cred că și noi vom avea nevoie de oameni, dar și ei de noi. Și cred că împreună ne vom găsi un loc pe care îl merităm. Ca să închei această pledoarie, care n-a fost, poate că a fost un pic neprogramată cum trebuie. Eu zic că... Absolut. Eu cred că împreună putem să punem cel puțin, subliniez lucrul ăsta, cel puțin o cărămidă la ceea ce va însemna România de mâine, pe care sper ca toți să o vedem mai frumoasă și mai bună.